găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro Live, așa cum ați văzut în ultima perioadă și bine facem că aceste sporturi cu motor au început să se dezvolte din ce în ce mai mult în țărișoara noastră amărâtă, vai de capul nostru, dar ideea este că au început să se dezvolte și nu numai raliurile, ci am trecut și la secțiunea de drifturi. Atenție mare tot! Am avut aici invitați care au vorbit și care ne-au explicat despre ce stă treaba, însă, așa cum observăm în ultima perioadă, campionii sunt din ce în ce mai tineri și iarăși este un lucru foarte bun pentru că discutăm despre niște copii, despre niște tineri care au început să facă performanță în sporturile cu motor și mai ales aici în drifturi. Stăm de vorbă astăzi cu unul dintre acești campioni, Claudiu Adam. Bună dimineața! Bună dimineața! După cum se poate vedea, omul a venit și cu... Da? O să ne explici, dar înainte de toate voiam să te întreb ce-ai făcut ieri în marea criză a Facebook-ului, a Twitter-ului, adică ce s-a întâmplat cu tine în cele 6-7 ore? Păi eu abia venisem din Grecia. De la concurs? Da, de la Drift Kings. Și prima oară am zis, nu, poate fi de la cartelă. Am lăsat așa, am zis, bine, fie. Ajung acasă, tot nu merge. Da, ce M-am fac? Pus pe Wi-Fi, nimic. Am zis, ok. Fac o baie și mă culc. Dar ești bolnav cu astea? Puțin cu Instagram. Cu Instagram. Uitați omul care recunoaște. Asta este de acolo sau de unde e asta? Da, este... Deci e proaspătă cum ar fi. Cea mai nouă, da. Cea mai nouă. Povestește-ne un pic, deci Grecia. Dar acolo voi sunteți mulți nebuni acolo la circuitul Putem ăsta, Putem zice nu? Și așa, da. Ghilimele, bineînțeles. Pentru că acolo e un fel de centru mundie. Buricul pământului acolo, nu? Păi da, noi inițiem cu o viteză de 120 de km la oră și la linia de start trebuie să tragem frâna de mână. Stai că aici am mai pierdut un pic, deci plecați cu 120. Da, și când ajungem aproape de curbă, tragem frâna de mână. Am înțeles. Păi hai să o luăm cu începutul până ajungem aici. De unde, cum te-ai apucat de sport? Am înțeles că întâi jocuri pe calculator? Prima. Bine, oricum mă jocam jocuri pe calculator ca orice copil. Prima oară am fost la un eveniment chiar în București, în Piața Constituției, în urmă cu vreo 8 ani de zile, dacă nu mă înșel. Deci vedeți cât este de bătrân în urmă cu... Dar stai puțin, până atunci nimic? Nimic. Nimic. Bine, deci mă duceam cu prietenii la karting, așa, păi stai ocazional. Că asta contează? Păi nu, ne duceam la distracție, nu ne mergeam pe timp sau să ne întrecem. Bun, doar... Da. Așa, ai venit în Piața Constituției? Da, eu cu tata și cu părul meu. Bun. Deci 18 minus 8, vreo 10 anișori. Da, acolo. Cam așa. Bun. Și tot îi spuneam tatălui meu, haide că vreau. După ce, bineînțeles, după ce a văzut și el. Dar iartă-mă, ce însemna eveniment la Piața Constituției? Era cu mașini care... Nu, era o etapă de drift. Am înțeles. Și tot am insistat. Iar după la vreo o săptămână, tata a zis, bine, hai, ușor, poate facem. Întrebarea tradițională, părinții au fost de acord sau mama nu. Mai... Mama nu. Nu, doar tata. Bine, restul familiei n-a fost de acord, doar tata. Adică ceva de genul, măi, băiatule, nu găsim nici un sport mai, nu? Mai normal. Mai normal. Da. Dar înainte ai avut și sporturi normale? Noi glumim, bineînțeles, acum, adică să nu creadă cei care ne privesc. Păi... Adică un fotbal, un nu știu. Le-am încercat pe toate, fotbal, basket, handbal, not... cu rolele, patinaj, tot. Și te-ai oprit la drift. Da. Dar nu s-a nimic. Am încercat și cu instrumente, cu chitară, cu pian, fioară. Dar în familia ai avut pe cineva? Adică să fii... În motorsport, nu. Da. Nu. Și de unde e flama asta? Păi după ce v-am văzut toată treaba cu ce înseamnă un drift. Bine, tu la 10 ani, bum, 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 da. Gata. Mi-am achiziționat un volan. Era găzut că zici un automobil la se... Nu. Deci ai luat un volan, da. Și ai trecut pe... Pe simulator, cu ghilimele de rigoare. Bine, nu putea să numesc simulator pentru că mă jucam de pe o consolă. Bun. Și după tata zicea, nu am cum să te duc pentru că nu știi să mergi, nu știi să conduci, mergem să ne facem de râs. Și i-am spus, m-ai dus să vezi dacă te-am făcut de râs? Și face-l bine, hai să încercăm. L-am sunat pe Sorin Nene. Bine, nu-i o tata. Îl știai, îl nimic? Nimic. Bine, îl văzusem la eveniment, da, atunci. Dar nu era o relație de prietenie, nu vă cunosc. A, nu. Decât am, decât, nu. Cum să-i zic în bancuri, decât am un apucată copil. Da. Cât aveai atunci?
Aproape 11 ani. Aproape 11. Da. Da? Și am pe băiatul ăsta lângă mine, de nu poate să se stăpânească decât, nu? Spune că vrea numai... Da. Ok, a dus la o ședință, vedem cum e. Unde te-ai dus, la Brașov sau aici? Nu, la o parcare, lângă București. Am înțeles. Amenajată specială pentru drift. Asta trebuie specificată, că da, nu facem oriunde. Da, că mor oamenii de inimă. Bun. Deci la 11 ani, dar pe simulator am înțeles că erai șmecherie. Cât de cât. Ai, nu fi modest. Nu, cât de cât, pe une, da. Dar cu concursuri, cu astea, cu întreceri, cu se făceau pe simulator sau... De curând, de vreo 3-4 ani. Fac și particip. Adică sunteți ca în FIFA, că noi doar FIFA cunoaștem. Un fel de... Mai joci cu unii de afară? Da. Bun. Noi orice raportăm la FIFA. Doar de câțiva ani se fac concursuri astea. Bine, poate se făceau și înainte, dar nu știam eu. Am văzut volănașe din astea prin magazinele de specialitate, deci... Da. Sunt în România. Sunt. Pedale, de frumos. Da, frână de mână. Aveți și frână de mână la... Da, și scaun chiar. Alea, da, am auzit că mai înjură unii părinți, aoleu, iar vreau ăsta scaun din ăla de... Da? Da. Mai știi pe cineva tu? Care... Bine, poate sunt eu un caz. Deci tu aveai toate astea. Da. Scaun, frână de mână, tot. Absolut tot. La 11 ani. Bine, nu chiar 11. Bun, și tu toată ziua... Da, mă jucam pe simulator. Pe simulator. 3, 4, 5 ore. M-am jucat odată și 14 ore fără oprire și fără să merg odată la baie. Asta înainte de o etapă, dar am meritat și am luat locul 1. Bun. Trecem de la simulator, mergem la domnul Ene, pe care îl știm că e un nebun frumos al sporturilor cu drifturi, al drifturilor. Până și pe fetița a băgat-o acolo. Da. Da? Deci... Chiar am avut un battle cu Alice al Arteieri și am câștigat. Ai câștigat-o? Da. Păi întâi să o lași pe ea să câștige? Păi acolo... Acolo nu merge. Nu merge. Cu cavalerii. Dar în schimb ea a câștigat locul 2 la Queen, la fete. Deci se merge în delegație mare din, de aici, din România. Adică sunt mai mulți, nu știi, unul singur sau... Bine, acum și cu problemele astea cu COVID-ul, cu pandemia, cu da. Ne încurcă puțin. Bun, simulatorul, dar la modul sincer, simulatorul te ajută... 95% da. Da. 5% sunt emoțiile, că nu simți mașina și cam atât. Deci 95%. Da, adică, părerea mea. Da, deci cum ar veni la modul... Dacă ai vrea să dai sfaturi cuiva, ar trebui să înceapă și cu simulatorul. Da, cu simulatorul sau într-un domeniu cum a fost școala de drift. Am înțeles. Dar poți să te duci direct fără simulator? Bună ziua, bună ziua, domnule. Da, sunt. Am fost la un concurs, am văzut cam despre ce-i vorba. Școala de drift nu este bazată doar pe drift. Practic este un curs să te învețe ce înseamnă derapajul controlat. Am înțeles. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.